Când vine vorba de vecini, ei bine, aceștia pot să fie ori cei mai buni prieteni ai tăi, ori genul de persoane care îți fac viața un calvar. O femeie care se confruntă cu a doua tipologie a povestit pe o rețea de socializare, drama prin care trece deja de o lungă perioadă de timp. Femeia a susținut că nu doar oamenii o deranjează, ci și câinii lor care i-au distrus casa în nenumărate rânduri, începând chiar să ia antidepresive din cauza acestora. Aceasta a explicat că vecinii ei au 5 câini care sunt mereu lăsați afară și latră în continuu. Iar dacă asta nu ar fi fost o problemă atât de gravă, se pare că patrupezii intră în grădina ei și latră și mai aproape de casă, în timp ce distrug totul în calea lor. Femeia a încercat să vorbească cu vecinii și să le explice situația, susținând că lătratul masiv îi afectează deja sănătatea mentală, având nenumărate atacuri de panică. Cu toate acestea, problema nu s-a rezolvat. Nu am mai mâncat cum trebuie de aproximativ o săptămână și am atacuri de panică ori de câte ori aud un lătrat. De fapt, mâine mă mut într-un Airbnb pentru că nu mai pot locui în propria casă. Am încercat să iau două tipuri de antidepresive și nu mă ajută la nimic. Nici măcar nu sunt sigură că este o idee bună să iau pastile atunci când știu care este cauza depresiei. În acest moment, singura soluție este să mă mut și să vin acasă doar pentru a găti. Este ridicol. Ce pot face în situația asta? A scris femeia în mesajul postat pe rețeaua de socializare. Zeci de oameni au răspuns la postare, încercând să-i dea cele mai bune sfaturi femeii. O persoană a spus: dacă comportamentul câinilor continuă să te deranjeze, vorbește cu autoritățile. Dacă problema dispare și continui să ai atacuri de panică și să fii anxioasă, atunci cel mai bine este să vorbești cu un consilier care să te ajute să treci peste traumă. Altul a mai spus: mutatul este o decizie prea drastică și nu rezolvă cu adevărat problema, ar putea continua la nesfârșit. Relatează dganimalworld.ro.